Pe 1 ianuarie, seara, la blocul 7B, situat pe Alea Revoluției din Roman, la un apartament de la parter, acolo unde sunt probleme legate de dejecțiile din subsol de ani de zile, o parte din gresia montată s-a crăpat sub presiunea apei cu mizerie. În urma acestei întâmplări, femeia domiciliată în locuință s-a autoevacuat după ce a solicitat ajutorul autorităților locale. Primăria municipiului Roman informează că din anul 2015, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență din cadrul primăriei și Direcția Municipal Locată ar fi intervenit în repetate rânduri pentru evacuarea dejecțiilor din subsolul blocului de locuințe, asociația de proprietari urmând să refacă instalația de canalizare. Conform administrației locale, ultima intervenție a avut loc pe data de 3 ianuarie 2022, atunci când Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență a evacuat parte din dejecțiile adunate în subsol. Deci, după cele sesizate de romașcana domiciliată la parterul imobilului, respectiv pe data de 1 ianuarie. Pe 4 ianuarie, la sediul primăriei, a avut loc o ședință în care s-au stabilit de comun acord etapele necesare rezolvării situației apărute la blocul 7B din Alea Revoluției. Comitetul director al Asociației de Proprietari se va întruni în ședință comună de urgență pentru aprobarea măsurilor necesare. Refacerea instalației de preluare a apelor reziduale, efectuarea unei expertize la blocul mai sus amintit, prin care să se stabilească măsuri concrete de intervenție asupra construcției, monitorizarea permanentă a construcției pentru a preîntâmpina apariția eventualelor accidente tehnice. În momentul de față nu există indicii concrete care să conducă la riscul evacuării locatarilor. Într-o primă etapă, administrația locală va sprijini logistic prin Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență intervențiile care vor avea loc pentru refacerea instalațiilor de evacuare a apelor menajere, urmând ca ulterior să fie stabilit gradul de implicare, conform legislației, în etapele care vor fi precizate de către experții evaluatori. Toate cele menționate se vor face pe cheltuiala proprietarilor apartamentelor din blocul menționat. Inclusiv un raport întocmit de un expert evaluator va trebui să fie suportat financiar din buzunarele locatarilor, fiind proprietari ai locuințelor din blocul 7B. Conform primelor date preliminare, în lipsa unui astfel de raport, în locuințele din bloc se poate domicilia fără ca oamenii să fie supuși unui pericol, cel puțin din concluziile trase până în prezent de cei care s-au prezentat la fața locului, potrivit informațiilor oficiale oferite redacției. Blocul ar fi fost construit între anii 1979-1980 pe terenul unde ar fi existat în trecut o baltă, informație furnizată de președintele Asociației de Proprietari. Deocamdată, femeia care s-a autoevacuat nu dorește să revină în locuință de teama că ar putea fi în pericol. Posibilitatea să își procure un alt imobil nu are, ea locuind deocamdată la o prietenă.